portofelul. Mi-am uitat portofelul la birou. Mă duc să-mi iau portofelul și apoi... Mitică! În buzunarul de la piept, mami. Ia, uite, domnule! Uite-l cum e, ăsta e! Ăsta o fi? Ăsta e, la cum o fi ajuns el acolo? Nu știu, nu știu, ai ce noroc! Am eu cu tine, mărioară, ce noroc! Că altfel umblam de nebun pe străzi, mărioară, în seara de ajun, să găsesc o farmacie deschisă, că mă doare capul. Capul ăsta ne împleznește, e una la gardă. Mă duc să-mi iau un antinevralgic și apoi... Sunt antinevralgice, mitică, vreo 20 acolo în coșulețul de supăsuță. 20? Mm-hmm. Chiar 20? 20. Acolo. Ia uite, domnule! Ah, ce noroc am eu cu tine, mărioară, că ești o femeie superioară! Ah, cum te gândești tu la toate, mărioară! Dar, domnule, ce-mi trebuie mie, domnule? Ce-mi trebuie mie? Dar nu înțeleg! De ce cumpărăm noi atâtea antinevralgice, a? Nu dai nevoie de ele? Le ai, că de-aia nu mai fac niciun efect! Mitica! De dragă. E seara de ajun, imediat să se colindătorii. De ușa creștine, au fost mitică? De ușa au sus creștine, revenim și noi la tine, la mulți ani, mitică? Mulți ani cu tine. Invită-i înăuntru, mitică. Vrei tu? Invită-i în casă. Dar chiar vrei? Hai, mitică, o dată. Dar nu mai bine... Mitică, acum! Bine, 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 mări. Hai, poftiți! Poftiți! Vă rog, poftiți! Hai, bună poftiți și tu! Mai poftiți, domnule, mulți! Hai, poftiți! Poftiți, dar sunteți, domnule, ceva! Și... Ne mai colindați ceva? Ceva așa scurt, scurt și la obiect, da? Stai cu minte, mitică! Vă ascultăm, îngerași! Noi la bifraim am fost, noi la bifraim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani tu. Foarte frumos! Stai cu minte, mitică! Minunat ați colindat, copii! Și... cum vă cheamă? Aoleu! Ce-i, mitică? Aoleu, păi uite că e ajunul Crăciunului, mărioară! Uite câți colindători ne-au intrat în casă și noi nu avem! Nu avem! Ce nu avem, mitică? Nu avem, mărioară! Uite câți colindători și noi nu avem! Ce nu avem, mitică? Nu avem chec! Mă duc până la magazinul din colț să cumpăr chec! Nu e nevoie, mitică, avem cozonac! Vă place cozonacul, copii? Da? Da. Mă duc să vă aduc niște cozonac. Vă place cozonacul, mă? Vă place cozonacul, mă? Așa, poftă bună, copilaș, până serviți, voi, eu mă duc puțin să prind pisica pe afară. Mitică, pe cine ai mai văzut mamă dragă să prinde pisica pe afară? Păi dacă n-avem câine, că tu n-ai vrut! Dacă avem și un câine, acum avem și eu pe cine plimba. Mitică, treci, urgent, la covoraș, acum, rapid, și fără comentarii, fără comentarii, mai trec, musca sau gura, mitică! Ce
ceva cu tine. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia cel luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășețel, scurtete cu măcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați nu ne poate de fani de fani. Lăudați și cântați și vă bucurați. Minunat ați cântat, copii! Haide, vă așteptăm și la anul. De sărbători de Crăciun fericit! Superioare, ești tu, Mărioară, tu ești ca altele pisăloace! Cum de te duci, bețivele? Nu te duci nicăieri, că la ele cum pe un bar, cum e bețiva! Da, chiar, ce-mi trebuie mie. Mai bine stăm noi aici căsică, la căldurică. Ursa de șoareci. Mă duc să văd. Ce te duci să vezi, Mitică? Mă duc să văd, mă. Ce te duci să vezi? Păi, cine a ieșit prim? De unde se iasă, Mitică? Păi, din cursă, Mărioară, de unde se iasă? Mitică, potolește-te acum. Chiar ce trebuie mie, domnule? Cursă de șoareci! Na, Mărioară, ce femeie superioară ești tu, Mărioară! Mărioară! Superioară! Mărioară, crezi că mie mi-a stat bine cu mustață? Ție, Mitică? Păi ție, mami, ție ți-ar sta bine cu orice, Mitică, cu orice! Păi atunci ai, mă duc să-mi lasă. Unde te duci, Mitică? La frizer, mama, unde se lasă mustața? Unde la frizer, Mitică? Acum, în seara de ajun? Ce în seara de ajun? Schimbă meseria, mamă, dar ce-i cameleon? Mitică, eu mă duc să-ți aduc căciulița și șosețelele și pernuța și te rog să treci la culcare urgent. Mă duc. Bine, mamă, du-te că și eu mă duc. Unde te duci, Mitică? Mă duc să mă predau. De ce? Era azi dimineața, am trecut pe roșu și săracul polițist nu a observat. Așa și? Și-am conștiința încărcată, Mărioară! Ce vrei să intru în anul nou cu conștiința încărcată? Mitică, liniștește-te că la colindat cu băieții nu te duci! Nu! Nu! Râdem, glumim, ne distrăm, dar nu părăsim incinta! Nu! 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 Da, ce-mi trebuie mie, domnule, chiar ce-mi trebuie mie! Ah, ce femeie superioară ești tu, Mărioară! Unde te duci? Ce să te mai duci? Nu te duci! Ah, nu ești ca altele pisoloage! Unde te duci? Ce faci, bețivule? Alo, da! Da, da? Dar cine este? O, domnul director! E directorul, dragă! Da, domnul director, spuneți, spuneți, vă rog. A, e nevoie de mine urgent. A, da, sigur că vin, sigur, absolut. Da, 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 păi dacă trebuie, trebuie. Da, e nevoie de mine urgent. Păi, sigur că aș fi vrut să petrec seara de ajun alături de soția mea, care este o femeie superioară. Dar dacă trebuie, trebuie, domnule, ce să facem? Ne sacrificăm? Da, păi sigur, e directorul, dragă! E scos din priză, dragă! Da, nu miram și eu cum de vorbește dacă nu sună. Păi da, o fi luminița secretară aia lui. Se ține noaptea de glume și scoală oamenii din somn.
place de luminița, mi-e fică. Nu, cum e, măi, ție, mitică, ție! Ți-ți place de slăbănoaga aia de luminița? Nu, Morioară, cum să-mi placă, e așa de slabă, e așa de slabă de se poate uita pe gaura cheie cu ambii ochi. Mitică, ție-ți plac ochii luminiței, mitică? Nu, Morioară, nu! Adevăr, îi pare niște ochi. Nu, Morioară, ce folos de ochi dacă ai un nas! Păi are un nas, domnule! Are un nas de poate să fumeze liniștit, dar timpul ploi, că nu-i să stingem țigară! Mitică!